Psalmul 20, către mai marele cântăreților, un psalm al lui David. Să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească numele Dumnezeului lui Iacov, să-ți trimită ajutor din locașul său cel sfânt și să te sprijinească din Sion. Să-și aducă aminte de toate darurile tale de mâncare și să primească arderile tale de tot. Să-ți dea ce-ți dorește inima și să-ți împlinească toate planurile tale. Atunci noi ne vom bucura de biruința ta și vom flutura steagul în numele Dumnezeului nostru. Domnul să-ți asculte toate dorințele tale. Știu de acum că Domnul scapă pe unsul său și va răspunde din cerul, din locașul lui cel sfânt, prin ajutorul atotputernic al dreptei lui. Unii se bizuiesc pe carele lor, alții pe caii lor, dar noi ne bizuim pe numele Domnului, Dumnezeului nostru. Ei se îndoaie și cad, dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare. Scapă, Doamne, pe împăratul și ascultă-ne.